Așa cum știți, întotdeauna am monitorizat acțiunile guvernelor pe cele două capitole la care zic că mă și pricep și sunt de mare importanță pentru populație. Și este vorba de măsurile sociale, de măsurile din sănătate. De fiecare dată în ultimii 3 ani mă gândeam când se lua câte o măsură din aceasta care lovea cumplit în populație, mă gândeam câți ani vor mai trebui să se repare aceste mari, mari, mari greșeli. Și iată că recent, chiar la două din cele mai grave aberații ale guvernului PD, se încearcă să se facă reparații. Este vorba de prelungirea perioadei, știți, de grație pentru datoriile la stat, la 6 luni, fără a fi obligația să fii cu dările către stat la zi. Și acest lucru mă doare de mulți ani, de vreo 15 ani, că statul este atât de grijuliu cu banul lui și pentru un leu știți toți că se poate pune oprire pe conturi. În schimb, când ai de luat de la stat, ai de primit și eventual lași cu testament. Acest lucru cred că este foarte bun, la fel cum este de bună și măsura de a se reveni la acel 85% indemnizație de creștere a copiilor. Mi se par două măsuri, doamna ministru Câmpeanu, ați văzut că le-a menționat după ședința de guvern. Cât privește în sănătate, aici mie mi se pare că nu progresăm deloc. Legea sănătății în multiplele ei variante a tot fost postată pe site, nu s-a găsit încă o soluție și părerea mea că încă nu se dorește soluția pe care o știe toată lumea cu acele servicii de bază și din momentul acela începi să aplici, eu știu ce coplăți, pentru servicii în afara serviciului, pachetului de servicii de bază. Aud de acest pachet de servicii de prin 94, nimeni până acum n-a putut să facă acest lucru. Am mai fost întrebată de reprezentanți din media de criza medicamentelor. Există într-adevăr o criză a medicamentelor la programele naționale și cred că și dumneavoastră știți că, în special pe oncologie, pentru că s-au acceptat la licitații, că aceste medicamente se achiziționează în baza unei licitații, firme care n-au avut garanția respectării contractelor. Și iată că tot cel care suferă este ultimul săracul din ultimul cătun, un pacient din ultimul cătun care nu-și poate găsi ce medicamente.